Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. În sfârșit, etalare pentru noiembrie cu o oarecare întârziere. Am și eu problemuțele mele, sper că înțelegeți. Au venit deja mesajele și mesajele mi-au adus o melodie în minte. În primul și în primul rând, dragostea este peste tot în jurul vostru. All is all around. Când am primit cartea, deja mi-am adus aminte de o melodie. O să pun link-ul sub video ca să nu încep eu să cânt și să falsez, evident, ca de obicei când am exercițiu. Love is all around, wet, wet, wet. Dar mai e o melodie care îmi bântuie acum mintea. O să o caut și pe aceea, să nu cumva să o confund, dar oricum o să o caut. Poate are legătură. Pentru unii e o melodie, pentru alții altă melodie, rămâne de văzut. Oricum, dragoste este peste tot în jurul vostru. Bănuiesc că vedeți că sunteți venusieni într-un fel sau altul, sunteți sociabil, vedeți că peste tot se poate găsi dragoste. Dacă vă învârtiți, doar trebuie să vă învârtiți și mai pică cineva, mai frângeți o inimă, mai se îndrăgostește cineva de voi. Acum ideea este... 1 și cu 6, 7. 7 e un număr spiritual, 7 e un număr saturnian. Dacă acceptați aceste iubiri și intrați într-un cerc karmic, este alegerea voastră cerc, că tot vă învârtiți în cerc. Ieșiți în acel cerc de relații karmice, de relații trecătoare și implicați-vă într-o dragoste profundă cu cineva. Dragostea este peste tot. În cazul în care sunteți decepționați, răniți, că și balanțele sunt, deși știm că și multe balanțe au rănit pe unii și pe alții, poate voi, poate fără să vă dați seama, în fine. Așa cum sunteți, eu acum țin cu balanțele că fac etalarea pentru voi. La altă etalare, probabil că nu o să fiu de partea voastră, dar și balanțele sunt niște suflete sensibile, chiar dacă unii vor comenta. Că știm că nu știm, toți avem o natură sensibilă. Unii o anulează din start, alții o explorează și o transformă în ceva deosebit. Poate unii că tot mi-a venit această melodie în minte. Poate unii transformați experiențele voastre sentimentale, o dragoste specială pe care o aveți pentru cineva, transformați în muzică, poate în dans, poate într-o altă formă de artă. Exprimați-vă dragostea prin cadouri. Faceți ceva pentru cineva. Bănuiesc că nu pentru aceste iubiri trecătoare, pentru acea iubire specială pe care o vreți. Da, știm că balanțele sunt cuceritoare, cuceritori. Știți foarte bine, Alain Delon era un vestit, parcă... actor născut în zodia balanței, din câte mi-aduc aminte, parcă era balanță. Sau scorpion cu balanță, sau balanță cu scorpion. În fine, whatever. Nu, asta este important. Încercați să practicați compasiunea față de inimile frânte pe care le-ați lăsat în urmă. Asta e un mesaj pentru cineva anume. Așa, să practicați compasiunea față de voi în cazul în care voi sunteți cei care v-ați frânt inima într-o anumită poveste. Dar știți cum e? Oamenii răniți rănesc. Aici este secretul. În momentul în care practicați compasiune față de voi, nu mai răniți pe alții doar pentru că ați fost și voi răniți. Nu, arde lumânarea, să știți că e flacără aici. Doar că nu se vede, s-a mișcat un pic. Uite. Da? Se simte, da? Lumina. Deci, cei care ați fost răniți, nu vă împietriți sufletul, chiar spunea cineva că a fost într-o relație cu o balanță care s-a purtat destul de rece, de distant, a rănit sufletul cuiva și acel personaj, acea doamnă, domnișoară, vrea să-și închidă sufletul. Nu, că sunteți balanțe, că sunteți cei care ați fost în relație cu balanțele, nu vă închideți sufletul, practicați compasiunea, faceți ceva pentru cineva asta ca să vă mențineți, dragii mei. Practic aceasta este ca să vă mențineți sufletul deschis, să nu vă închideți sufletul după decepții și să puteți să vedeți că dragostea este în jur și dragostea se poate manifesta nu neapărat erotic, da? Știm că unii care au marcaj în balanță, în scorpion și în anumite zodii caută acea iubire mai mult la nivel fizic, dar dragostea e mult mai profundă decât atât. Trebuie doar să vă învârtiți. Care e ideea cu învârtitul? Vedeți lucrurile din mai multe perspective. 360 de grade de perspective. 360 de perspective. La fiecare grad mai vedeți ceva. Că tot analizați, că tot sunteți semn de aer. În fine.
Exprimați-vă dragostea prin cadouri, probabil pentru cineva 19, dacă asta vă spune ceva, 19 și 16, 9 și cu 1, 10. Da, în momentul în care oferiți un dar cuiva care vă este drag, pe care l-apreciați sau o apreciați, schimbați vibrația. 1 înseamnă manifestare, înseamnă un început. Schimbați. Confuziile și aduceți claritate într-o situație. În continuare, ce-a mai venit? Foarte interesting. Integritate. Integritate. 23, dacă asta vă spune ceva. 23, 2 cu 3, 5. Știm că 5 este un număr marțian, este un număr provocator. Sunteți provocați pe multe căi. Eventual, din punct de vedere erotic, sexual, sunteți provocați să vă păstrați integritatea, dacă puteți. Bine ar fi să puteți, dacă vreți să fiți varianta voastră superioară, da? Frumos este că apare regina de aer, semnul balanței, semn de aer. Regina de aer, fiți varianta voastră cea mai înaltă, înțeleaptă, plină de lumină și nu vă concentrați doar pe rațiunea voastră, ci și pe latura voastră sensibilă. Ascultați-vă inima, exprimați-vă și din cealaltă zonă a voastră, nu doar mentală. Echilibrați-vă masculinul și femininul ca să fiți oameni compleți. Eventual, sunteți interesant între un semn. Ia uite, regele de aer. Regele de aer este foarte emoțional, 10 de apă. 10 de apă, semnul pești, rac, scorpion sau ce era? Pești, rac, scorpion. Trecând peste aspectul ăsta, trebuia să zic semn de foc. Iar, interesant. Și se leagă de ce am văzut mai devreme. Între voi, semn de aer, între voi și perechea voastră divină, posibil cineva cu marcaj în semn de apă, nu zic musai semn de apă, marcaj în semn de apă, cineva care vă emoționează profund și vă aduce o stare de emoții copleșitoare, între voi, o să vedeți că se repetă mesajul și când o să citesc din aceste cărți, există un semn de foc. Asta scurt pentru cineva, păstrați-vă integritatea, adică este un triunghi. Semnul de foc ar fi acest tigru. Sau semnul de foc ar putea să fie tentația. Rămâne de văzut. Oricum aici sunteți voi, da? Bufnița, regina de spade, bufnița este și aici. Frumos. Este un măr. Aveți grijă să nu mușcați din el? Poate că unii deja ați mușcat și deja aveți indigestie. Da, ideea este că trecând peste acest aspect, puteți să aveți abundență cu această pereche divină. Dar ca să vă conectați la perechea voastră divină, da, aveți abundență. Superb. Regele și regina de spade, 10 de apă și masculin și feminin, 9 de aer, nu, 11 de aer. Aici sunt cărțile un pic diferite. Deci, ca să vă conectați la perechea voastră divină, care vă copleșește din punct de vedere emoțional, nu persoana în sine, ci ceea ce simțiți. Am zis, sunteți într-o stare de euforie în preajma unei anumite persoane sau ei. Acum, dacă arătați, iar foarte posibil să nu arătați. Ideea este, dacă vreți să manifestați această relație specială, trebuie să vă echilibrați masculinul și femininul. Focul interior și focul exterior. Sexualitatea aceasta cu care v-ați obișnuit și spiritualitatea. Pentru că focul înseamnă și spirit. Trebuie să ardeți o anumită latură a voastră și să o transformați, să treceți prin foc ca acel fönix și să renașteți ca să puteți să fiți în echilibru. Trebuie să cuceriți, dar să vă lăsați și cuceriți. Trebuie să aveți încredere în voi, trebuie să vă exprimați creativitatea. Trebuie foarte multe. Da, interesant. Cartea asta întotdeauna mi-aduce aminte de un disc de aur, că tot am vorbit de muzică. Unii s-ar putea să faceți muzică, dacă nu muzică, măcar poezie. Sau ceva, o formă de exprimare. Exprimare. Interesant ce simt, da. Oricum, dragii mei, nu uitați, păstrați-vă integritatea. O să le pun deoparte. Iac, să mișc bolovanul. Bolovanul, să-l mișc, să-l pun deoparte și să trecem la următoarea
prezentare, crucea celtică și înainte să încep crucea celtică, am amestecat aceste de cărți. În momentul în care l-am împărțit și am început ea să le amestec, am văzut Îndrăgostiții și Regina de Cupe. Regina de Cupe care într-o formă sau alta, nu Regina, apare aici. 10 de cupe, da? Fericire maximă în preajma cuiva, potențial, chiar dacă acum nu sunteți, puteți să fiți fericiți lângă cineva anume, dar trebuie să vă echilibrați voi, ce am zis mai devreme, și în preajma acestei persoane reușiți să echilibrați ce nu ați reușit să faceți și, ca și lucrare personală. Deci, am zis, s-a împărțit la Îndrăgostiții și Regina de Cupe, o persoană care vă emoționează profund, vă poate hrăni din punct de vedere emoțional, vă poate oferi compasiune, înțelegere, tot ce v-ați dorit și nu ați spus multora, multor iubiri trecătoare, nu ați spus ce aveți nevoie. Acest personaj simte ce aveți nevoie, vă poate oferi ce aveți nevoie, sunteți îndrăgostiți, sunt și ei îndrăgostiți, dar este un moment special de alegere și apare 7 de bâte. Foarte posibil să apară un semn de foc care să se lupte pentru unul sau pentru celălalt. Ori pentru voi să se lupte semnul de foc cu acel personaj care vă umple sufletul, ori semnul de foc să se lupte pentru ei. Oricum apare o energie foarte geloasă. Da? 7 de bâte în acest context îl văd ca pe un individ gelos. Sau dacă nu este valabil acest mesaj pentru unii dintre voi, poate să fie alt mesaj. Sunteți determinați să luptați, da, să luptați pentru această iubire ca să o manifestați. Dacă tot apare focul, dacă reușiți să vă echilibrați, da, și latura voastră pasivă și activă, sau focul pasiv și focul activ, masculinul și femininul. Ochido. Ia uite, s-a oprit-o la Îndrăgostiți. Oh, Asul de Cupe, ce frumos! Asul de Monede, ceva similar am văzut și pe la Fecioară. Probabil că aveți planete sau... Da, aveți planete în Fecioară, unii dintre voi. Dar, trecând peste asta, este o alegere importantă. Alegeți ce vreți să alegeți. Să stați în relații în care vă luptați tot timpul și eventual falsați, sau în relații în care puteți să fiți voi, să vă bucurați de cele mai sublime momente și totuși să creați o relație de lungă durată. Alegeți. Alegeți. Hai să vedem, ne pun la... Le amestec un pic, că așa se face. Uite, le mai amestec o dată, tot așa le împart în două. Le amestec o dată. Balanțe! Soarele unui Venus. Eremitul. Ați fost într-un moment de tăcere, de căutare a unor răspunsuri, vreți să studiați ceva, ați spionat pe cineva anume, ați studiat ceva, încercați să înțelegeți niște lucruri, o călătorie spirituală, o stare de însingurare, sunt multe. Sunt multe. Nu vă arătați ceva, aveți... Da, ați fost într-o tăcere cu cineva de care v-ați despărțit brusc. O Marea Preoteasă, de Marea Preoteasă, vai și Steaua. Cineva care reprezintă pentru voi destinul vostru, însă v-ați separat brusc cu acest turn și ați rămas în tăcere și nu v-ați exprimat dragostea, nu v-ați exprimat compasiunea, nu ați exprimat foarte multe. Iar tăcere, eremitul înseamnă și tăcere, dar tăcerea asta a fost cu un scop, ca să înțelegeți niște lucruri. Sper că le-ați înțeles și sper că veți dărui niște cadouri cui trebuie. Balanțelor. Iar apare. Wow! Deci deja devine toxic, obsedant, enervant. Vai, Regina de Cupe, ce scumpă e lumea. 9 de spade. Aici sunteți voi, Regina de Monede. Regele de Cupe, regele și Regina de Cupe, perechea voastră divină și a venit mai devreme regele și Regina de Spade. Deci latura voastră emoțională cu latura lor emoțională, latura voastră rațională, imediat vă explic, cu latura lor rațională. Wow, hai că e frumos totuși, e frumos. Eu zic că există șanse de împăcare de ceva. Cineva ar vrea o împăcare, le pun așa mai într-o parte. Ia uite, iar s-a oprit la eremitul, chiar că este tăcere între voi. Tăcere, dar tăcerea este cu un scop, ca să vă găsiți echilibru. Probabil că aveți marcaj în semn de pământ, vreți să deveniți o persoană stabilă, după ce nu ați fost. Nu zic muzai că sunteți instabil, vă rog, nu interpretați.
Posibil să fie și cineva cu marcaj în fecioară care vă influențează viața, dar deocamdată nu. Ideea este că voi... Ia uite, fantastic, aici este regina de monede, regele de monede. Păi, deci nu se poate. Deci aveți un cuplu divin, al doilea, regele și regina de apă. Fantastic. Și regele și regina de aer. Deci voi cu acest personaj vă completați din multe puncte, toate punctele de vedere, emoțional, rațional, practic, puteți să faceți bani împreună, să fiți stabil, să vă creați stabilitatea de care aveți nevoie. Wow! Și totuși e această tăcere. Tăcere, se vede. Și vreți totuși să oferiți o discuție în care să exprimați mai multe lucruri. Vreți. Acum? Interesant. Unii dintre voi poate a trebui să ați fugit de o situație, ați fugit de problemă și în această fugă și în această tăcere v-ați maturizat. Ar fi frumos pentru că după 2 valeți apare un rege, apare o evoluție, un salt astrologic. Glumesc, în fine, mai glumesc și eu. Central. 7 de băte. A zis, poate să fie un semn de foc pentru unii. Dar 7 este o atitudine marțiană. Poate aveți Marte în semn de foc unii dintre voi sau marcaj în casa 7 a berbecului, în leu, în săgetător. Aveți o latura voastră foarte bătăioasă. Faceți arte marțiale unii? Sau vă place? Știu multe banane. Greșesc. Balanțe vreau să zic. Da. Știu multe balanțe care sunt foarte bătăioase și cea mai bătăioasă balanță pe care o știu este Jean-Claude Van Damme, parcă așa îl cheamă, da, balanță foarte bătăioasă. Deci, sunteți foarte hotărâți să vă luptați pentru ceva. Acum, problema este această obsesie, acest ego, această legătură, care este foarte profundă, dar dacă o... Am mai multe mesaje. Dacă o tratați doar la nivel fizic, devine toxică și karmică. Încercați să o vedeți această legătură foarte profundă pe care o aveți cu cineva, să o vedeți din 360 de perspective și să vedeți cât de bine vă completați și să renunțați la aceste lanțuri. Lanțurile astea vă țin într-o anumită zonă, într-un anumit... teritoriu, da? Egotic. Pământean. Eventual, mai este un alt mesaj, nu că eventual, cu siguranță, acest mesaj este pentru cineva anume. Există o relație karmică care vă provoacă sau, într-un fel sau altul, vă întârzie manifestarea acestui cuplu divin. Întâlnirea cu acest cuplu, manifestarea acestui cuplu divin, cu personajul la care, cu care ar trebui să fiți. Din acest motiv a apărut integritatea. E o legătură karmică, obsedantă pe care aveți cu cineva, marcată de atracție fizică și totuși știți că e toxică, voi vreți să vă luptați pentru altceva, pentru dragoste profundă, pentru regele de cupe, pentru regele și regina de cupe. Aveți o dragoste profundă pentru cineva și totuși există cineva care vă tot atrage în această stare de dependență de sex, dependență de bani, dependență de poziție socială, dependență de una și de alta, de nimicuri. De nimicuri, zic nimicuri, nimicuri pământene. Lucruri mai puțin profunde. Înțelegeți voi, dragii mei, la capătul, la rădăcina acestui pom, acestei cruci, este balanța. Balanța, varianta sa pământeană. De aia am zis, este o situație. Ieșiți un pic din latura aceasta terestră a voastră. Voi sunteți semne de aia și puteți să tindeți către foarte departe. Ia uitați ce aveți aici. Dragii mei, aveți ca și totem. Ăsta e al meu. Da. Voi, va apărut regina de aer. Totemul unora este bufnița. Regele de aer a apărut și el, este vulturul, totemul meu este uriu. Asta dacă faceți meditații și aflați care este animalul care vă guvernează și vă inspiră. Deci, da, ridicați-vă
La vibrația asta înaltă, ridicați-vă, zburați, dragii mei. Și nu doar mental, și emoțional puteți să zburați, să vă proiectați în alte dimensiuni. Ridicați-vă deasupra acestui iad. E un iad, pentru că e o dependență. În momentul în care depinzi de cineva, de ceva, deja devine un iad. Pentru că raiul, în rai ai libertate. Raiul, altceva reprezintă, nu neapărat o stare de lapte și miere, da? Deci, la baza acestei cruci sunteți voi, latura voastră pământeană, un triunghi, fără supărare, pentru mulți. Pentru mulți, pentru că apare legătura karmică și cuplu divin. Dar este foarte interesant că, totuși, pe vertical aveți lumea. Lumea înseamnă că puneți capăt, Doamne ajută, să vă luptați cu acest diavol. Ha, interesant, ia căutați. Poate vă pun eu un link între... Mai greșesc și eu, că vorbesc repede, vin multe idei și fac greșeli. Dar nu contează. Ce era? Era povestea David și Goliat. Sau o să mai caut alte povești similare. Fiți eroul vieții voastre, pentru că șapte de bâte poate fi erou, poate să se lupte cu acest diavol. Chiar e în stare. Chiar e în stare să rupe lanțurile. În ultima vreme, ce înseamnă ultima vreme variază? Ați descoperit că aveți o latură foarte sensibilă sau chiar dacă știați asta, chiar dacă ați știat, ați știut, puh, ați știut, mă grăbesc, am multe de spus. Chiar dacă ați știut, nu ați arătat această latură sensibilă multora, cel puțin în aceste legături. Ați întâlnit pe cineva care vă reactivează această cupă, această inimă, vă deschide inima. Ați întâlnit pe cineva, ați început să simțiți ceva foarte profund față de o persoană anume. Persoana aceasta care vă influențează. Influența exterioară este regele de cupe. Cred că e una și aceeași persoană. Da, apare într-o variantă masculină, matură, este o persoană matură, echilibrată emoțional, generoasă și care vă activează și vouă această cupă, sufletul. Vă activează sufletul. Super, fain. Dar trebuie să scăpați de aceste lanțuri. Trebuie să vă luptați cu tentațiile și cu diavolul în sine. În prezent aveți multe griji. Pierdeți nopțile? Rămâne de văzut cum pierdeți. Vă faceți griji. Poate chiar, într-un fel sau altul, vă și îmbolnăviți pe fond nervos, da? Din cauza stresului. Pentru că nu știți cum e să ieșiți în această legătură karmică, dar ieșiți. Pur și simplu, ieșiți. Oferiți daruri cui trebuie, comunicați cum trebuie, păstrați-vă integritatea sau începeți să vă curățați integritatea dacă a fost pătată. Doar învârtiți-vă și vedeți că dragostea este peste tot în jur. Și aici nu este dragoste. Aici e obsesie. Evident că poate să fie obsesia pentru același personaj, dar, repet, încercați să nu manifestați această latura voastră. Manifestați frumusețea pe care o aveți în suflet, pentru că unii aveți o frumusețe specială. Mai puțin împărtășită. Împărtășiți eventual mai mult latura voastră fizică, mentală și mai puțin emoțională. În viitor aveți lumea. Puneți capăt, Doamne ajută, acestui triunghi amoros, puneți capăt acestor dependențe, frici, ego, sunt multe, multe, adicții, poate să fie adicție pentru băutură, nu doar pentru sex, pentru droguri, da, pentru jocuri care vă țin la pe scaun, în loc să vă duceți și să explorați lumea și să vă dezvoltați pe voi. Stați și butonați la anumite jocuri unii dintre voi. Unii. Deci, lumea, puneți capăt, este minunat. Puneți capăt și grijilor și acestui stres. Sfatul este să fiți serioși, măi, să vă observați valoarea voastră. Dacă întâlniți oameni de valoare, înseamnă că și voi aveți o valoare specială care trebuie să strălucească, trebuie să se manifeste. Păstrați-vă. Ce să vă păstrați? Bunul simț. Manifestați creativitate. Sunteți foarte fertili. Și când vorbesc de fertilitate, mă refer și la creativitate. Puteți să faceți multe lucruri.
Sunteți foarte dibaci în multe feluri, dar aveți multe talente pe care le puteți manifesta în practică. Tot am văzut CD-ul. CD-ul, ia uite-l. CD-ul, moneda. Puteți să faceți bani din multe, din lucruri creative, lucruri care vă plac. Doar să ieșiți din această energie. Aici este sfatul. Încercați și țineți-vă valoarea, pentru că un om care se respectă nu o să intre niciodată în asemenea cuplu. Nu o să intre. Este un sfat. Poate pentru unii să fie un personaj care vă poate sfătui de bine. O femeie, în general, vă poate sfătui în această direcție. Poate să fie o mamă, soția cuiva, unui prieten, a unei prietene și vă poate susține. Eventual, lucrați pentru stabilitatea voastră financiară, dacă vreți să oferiți ceva frumos viitorului, viitoarei, eu știu, viitorului suflet pereche. Exterior, am zis că vă influențează regele de cupe. Cu siguranță, marcaj pe semne de apă, pești, rac, scorpion. Marcaj, nu musai semn, marcaj. Acest personaj are multă dragoste, dragoste profundă, dragoste necondiționată față de mulți, nu față de voi doar. Dragostea este peste tot. Da, peste tot. Acest om, acești oameni știu, pentru că mai ales regele de cupe, înconjurat, iar e înconjurat, este un cerc, face valuri, e înconjurat de emoții și de dragoste. Și face valuri pe unde trece, interesant, face valuri. Poate să fie una și aceeași persoană pe care ați întâlnit-o întâmplător? Întâmplător, all around. Doar v-ați întors. Ah, interesant. V-ați întors cu spatele și ați întâlnit-o. Ce drăguț. Ce drăguț mesaj. Era în spatele vostru dragostea asta adevărată și voi nici nu știați. Ce drăguț. Deci, nu zic musai că semn de apă. Pentru unii nu e. Dar vă influențează emoțiile cuiva. Emoțiile profunde. Probabil comunicat și telepatic cu cineva. Însă, atunci când sunteți fericiți, vă transmiteți emoții frumoase, când sunteți nefericiți, aveți grijă cum sunteți, le transmiteți și lor emoții negative. Și mare grijă, dacă e sufletul vostru divin, dacă este flacăra voastră geamănă, mare grijă, dacă voi stați în energia asta, nu vă îmbolnăviți perechea divină, doar pentru că nu aveți voi puterea, ambiția să vă luptați cu niște chestii negative. De ce vă este teamă de soare? Posibil, cu atâtea perechi divine, vă este teamă de perechea voastră divină, vă este teamă că nu veți fi fericiți, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că diavolul nu oferă fericire, oferă surogate, da, iluzii, impresii. Vă este teamă că nu vă veți însănătoși unii dintre voi dacă aveți probleme de sănătate. Vă este teamă că vă pierdeți credința în această legătură karmică. Dar nu, trebuie să aveți energie, trebuie să aveți foc, foc aici, foc ca să luptați cu această mare problemă. E o provocare. De ce vă este teamă? Vă este teamă de un personaj care strălucește într-o formă sau alta? Vă este teamă că nu sunteți la fel de strălucitori ca ei, unii dintre voi? Evident că poate să aibă marcaj în semnul leului. Marcaj poate să fie și lună și Venus și orice. Okidoki. Ce vă doriți? Da. Să renunțați, să scăpați aceste responsabilități. Diavolul poate să însemne și la locul de muncă. Responsabilități. Muncă. Prea multă, să zicem. Dar eu mai degrabă zic că e o relație de lungă durată care vă consumă. O relație karmică. Care vă consumă, vă suge de energie, trebuie să vă luptați. De-aia am zis, vă suge de energie pentru că aveți și o stare de boală, de... Chiar e boală, nu e plictiseală, e boală. Pe fond nervos. Vă doriți să renunțați la aceste băte, la aceste pasiuni. Poate sunt mai multe pasiuni, cum am zis mai devreme, legături de scurtă durată care v-au consumat energia în direcții care nu vă reprezintă. Ce veți reuși să faceți? Temperanța. Să vă temperați? Temperați!
Ar fi minunat. În ce sens? Nu o să ai cu această pereche divină. Nu, nu. Cu aceasta nu trebuie să vă temperați pentru că sunteți minunați împreună. Cu acest diavol. Am zis de nu știu câte ori, repet, că poate e prima oară când mă ascultați. Temperanța asta este singura carte care anulează diavolul. Pentru că temperanța înseamnă exact opusul. Înseamnă să nu vă aruncați din pasiune, din ego, în diferite situații, inclusiv job. Să nu vă aruncați, să aveți răbdare, să vă echilibrați emoțional, să comunicați cu îngerii, să vă conectați la, să vă curățați energetic, emoțional, o curățare și emoțională, să faceți, faceți băi, dragii mei, faceți băi care vă curăță energetic. Apropo, vreau să zic și de salvia aceasta. Salvia aceasta este foarte bună și în ceaiuri, are niște calități terapeutice excelente. Și este bună și să o aprindeți. Ia, unde-i flacăra? E aici. Și să o aprindeți și să vă curățați energetic. Ia. Mica, mică flacăra. V-ați pierdut credința? Interesant. Da, a venit și soarele în poziția fricilor. E ca mică flacăra. Ia să vedem un pic să mișcăm. Așa, reveniți-vă. Hai, balanților. Deci, se poate pune în baie, puteți să faceți ceaiuri, puteți să ardeți. Nu doar salvie, mai sunt și alte plante. Apropo de temperanță, trebuie să vă rugați, trebuie să vă echilibrați energetic. Vă rugați în felul vostru, nu trebuie să vă dau indicații. Asta este singura care anulează diavolul, legăturile karmice. Și în momentul în care, repet, vă vindecați pe voi, vindecați și pe ei, pentru că în momentul în care stați în această energie, îi îmbolnăviți și pe ei. Dacă voi nu sunteți aici, să știți sigur că sunt ei bolnavi din cauza acestor situații karmice prin care treceți voi. Asta vă zic sigur. Ce reușiți să faceți? După ce vă vindecați sau după ce, în timp ce începeți acest proces de vindecare și echilibrare și creștere vibrațională, vă doriți, sper să și reușiți să manifestați o comunicare emoțională de la suflet la suflet, da? Valetul de cupe între cei doi. Comunicați așa cum trebuie să comunicați, măi, oamenilor. Și scăpați, da? De la 5 și cu 1, 6. 6 de cupe, știți că înseamnă o relație profundă pe care o simțiți ca venind dintr-o altă lume, aveți un deja vu în preajma acestor personaje. 6 de cupe înseamnă că v-ați întâlnit, vă știți din copilărie, vă știți din cartier, vă știți din zona în care a stat, da? Aveți niște amintiri comune și vă înțelegeți. Bine, 5 și cu 1, 6. Dar ca să ieșiți din 5, trebuie să faceți acest pas de împăcare. Temperanța înseamnă și împăcare. Temperanța cu valetul de cupe înseamnă împăcare, da? Și scăpați de aceste lacrimi și ale voastre și ale lor și manifestați bucurie, întâlnirea cu sufletul perechi. De fapt, asta înseamnă, ia uitați-vă, ce frumos, este absolut pe înțelesul tuturor. 2 cupe și a treia este relația, discuția, da? Ce frumos? 1, 2, 3, comunicarea, emoția comună dintre voi. Ce frumos! Asta reușiți! Soarele! 3 de cupe poate să însemne acest soare, fericirea, bucuria. Hai să vedem ce alte. Nu uitați de temperanță, pentru că temperanța înseamnă și credință, ca și soarele. Păstrați-vă credința, dar trebuie să renunțați la cele 10 băte. Ia uite, vă abțineți într-o direcție. Sunteți foarte atrași de cineva. Ia uite, diavolul în persoană. Ia uitați cum stă și pândește. Foarte atrași de cineva. Și vă abțineți. Acum, acest diavol poate să fie și faptul că nu vreți să arătați dragostea cuiva. Sunt multe, multe mesaje. Vedeți cu care rezonați. Dar nu uitați de această integritate. Uf! Mai, voi chiar vreți ceva? Wow! Marele preot! Legătură profundă spirituală. Unul dintre voi poate sunteți căsătoriți și din cazul acesta se manifestă toxicitatea, clar. Și v-ați păcălit în această căsătorie sau legătură de lungă durată. 7 de spade. Trecând peste asta, unii dintre voi simțiți că acest cuplu divin, de fapt, este legătură. Ia uite, iar apare, dar a venit pe orizontal. E bine, începe să vedeți că v-ați mințit într-o anumită direcție. 7 de spade a vrut să revină.
Balanțe, soare, lună, Venus, ascendent, ajungem în balanță. V-ați păcălit într-o direcție, ce să mai? Ați vrut ceva și din aceste motivații pământene ați stat într-un cuplu. Ia uite, vedeți? Regele de cupe, tandrețe, dragoste adevărată în brațele cuiva, lângă cineva. Așa vreți să primiți, așa vreți să oferiți. Pentru că puteți, dacă vreți. Balanțe, încă o carte pentru balanțe. Ah, m-am grăbit, nu știu de ce, parcă am fost așa contra cronometru cu voi. Au venit două. Ce frumi. Cât timp voi v-ați mințit, ei au plâns. A scriat, ia uite, 5 de cupe despre care am zis mai devreme. Unde e aici? Ia uitați-l, 5 de cupe. 5 de cupe, mai ales doamna, probabil că a plâns. Nu obligatoriu, poate și domnul, dar de domn nu prea știm, că domnii nu prea și arată în cultura noastră. Bărbații nu prea plâng. Însă, cât timp v-ați mințit voi într-un cuplu, într-o legătură de lungă durată, într-o... poate chiar în familie, chiar dacă nu e legătură de lungă durată. Familia, tradiția, cultura în care v-ați născut, așa ați fost educați unii. Așa ați fost educați. Și v-ați mințit, acum începe să vedeți lucrurile, da? A venit cartea, așa, e fain, dacă încet încet se mișcă, reveniți la acel 360 de grade sau măcar 180, și începe să vedeți lucrurile dintr-o cu totul altă perspectivă. Și apoi vine steaua. Apoi vine întâlnirea cu acel suflet pereche pe care l-am tot văzut de 3 ori. Regele și regina de monede, regele și regina de cupe, regele și regina de spade. Da, această stea, acest personaj care vă este predestinat, da, care vă vindecă rănile... Doamne, are niște calități terapeutice deosebite. Nu zic musai că face un masaj superb. Poate nu face. Poate pur și simplu vă alină sufletul, da? Vă alină sufletul. Dar și voi reușiți să o vindecați. Vă vindecați unul pe celălalt. Sunteți predestinați acestei povești. Însă trebuie să renunțați la această minciună. Da? Niște tradiții. Ceva în familie. Poate sunt niște idei, domne, nu te duce cu X, că e prea sărac pentru tine sau este prea frumoasă, prea frumos pentru tine și s-ar putea să te trădeze. Nu, și oamenii frumoși pot să fie foarte sobri și loiali. Sunt multe variante, trebuie să vă găsiți voi. Deci e o legătură. O legătură. Iar integritate, hai să trecem și peste varianta asta, integritate, male preot vorbește despre integritate, integritate și în viața voastră intimă, păstrați-vă integritatea, ca să nu mai creați lacrimi în jur și vouă și altora, pentru că în momentul în care vă păstrați integritatea și scăpați de aceste energii negative, mentale și emoționale, da? Wow! Marele preot și steaua, cuplu divin, ce altceva mai vreți? Chiar nu aveți nevoie de diavol? Chiar nu aveți nevoie de diavol? Mergeți mai departe, la capătul setului de cărți. Faetonul. Faetonul înseamnă mașinuță. Poate vreți să faceți dragoste în mașină, într-un mod neașteptat, cu regina, cu o regină, cu regina. Cu un personaj care vă fascinează, vă atrage într-un mod magic. Și probabil că vreți să explorați niște... Da, vreți să vă arăt? Vă arăt, deși nu prea am voie așa mai într-o parte. Vreți să explorați, nu neapărat ce ați văzut în cărți, vreți să explorați niște chestiuni speciale, dar trecând peste acest aspect, cavalerul de spade vă poate reprezenta pe voi grăbiți, eventual vă place să accelerați... când mergeți cu mașina, grăbiți să mergeți mai departe, grăbiți să vă împliniți destinul, pentru că faetonul merge către stea, da? Către destin. Trebuie să, și sunteți determinați cu 7 de bâte, sunteți determinați să mergeți către persoana care vă este destinată. Și nu știu de ce chiar să văd o asemănare între aceste personaje, ia uitați că seamănă. Nu zic musai că sunt roșcățele, dar aceste de cărți chiar seamănă. Trebuie să alegeți între două personaje. Și alegeți-vă, dragii mei, destinul, că puteți. Cam atât, balanțelor. M-am grăbit. A fost o cursă, că tot am vorbit de viteză. Probabil că și voi sunteți grăbiți. Măi, deci am făcut și multe greșeli. Probabil că și voi o să faceți multe greșeli când o să vă exprimați, eu știu, nevoia de împăcare, nevoia de a exprima niște emoții.
Uf, am obosit balanțelor. Nu știu de ce, totuși mi-ar fi plăcut să fi vorbit mai răruț, dar așa a ieșit la voi. Trecem peste micile greșeli pe care le-am făcut și bâlbelor pe care le-am exprimat. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și împlinirea viselor, visurilor, destinului vostru. Pa, pa, vă pup, ciao!